Astăzi o să facem un nou videoclip din transformările abonaților, cele mai motivante și inspiraționale transformări, da? Pentru că trebuie să punem accent pe faptul că asta are ca scop seria asta, să ne motiveze pe noi. Stai cu mine până la sfârșit și lasă-mi în comentarii care ți s-a părut ție cea mai tare transformare dintre toate pe care ți le voi arăta astăzi. Prima persoană pe care o avem aici este Sideriaș Rareș. Cred că mi-a mai trimis poze în trecut băiatul ăsta. Desigur îl vedem aici în poza asta foarte, foarte slab. Brațe aproape inexistente, destul de lat în talie sau poate pentru simplu fapt că nu avea masă musculară mai deloc. Într-un an de zile totuși a reușit să mai scadă câteva procente de grăsime. Brațele au început să prindă forma rotundă așa și frumoasă și estetică. Între timp s-a înălțat foarte mult, deci se vede din poze efectiv cât de mult s-a înălțat. Și a crescut și foarte mult, cred că au trecut ani întregi. Și a zis că aici a fost momentul în care a început să ia totul în serios. Adică până acum nu a fost totul chiar așa de serios. Avea 69 de kg în poza asta. Vreau să zic un mare wow pentru că chiar se vede destul de estetic tot corpul. Îmi place că pare talia mult mai mic, trapezul mare, umerii mai rotunzi, chiar foarte, foarte bine. Este un genetic mai mic, un genetic mai lunguian, așa să zic. Și a zis că astea sunt 8 kg de masă. Și cum v-am spus și eu, 8 kg de masă, băi că arată foarte mult, arată foarte mare diferență 8 kg de masă. Pe urmă am mai pus 2 kg, uitați cum arată, 2 kg de masă musculară încă. Umeri mult mai mari, piept mai mare, deci chiar se văd rezultate foarte mari și picioarele, chiar arată foarte bine și picioarele și spatele, foarte bine, e mare, simetric. 37 de kg la 79 de kg, 13 ani, 16 ani, 1,83 înălțime. Încă e mic de vârstă și mai are mult de crescut, așa că are ținete de treabă. Următoarea transformare este una mai neașteptată. Este o transformare a unei fete care a ajuns să fie foarte estetică, la modul pe bune, mai mare decât foarte mulți băieți din toată România. Și a zis așa: bună Tony, am văzut videoclipul de pe TikTok, așa că am anunțat eu, v-am spus. Este o fată care are burtică și se vede că are un procent de grăsime destul de crescut, undeva poate la 30% grăsime corporală. Femeile în general au un procent de grăsime corporală mai mare decât bărbații. Toată chestia asta este absolut normală. 30% procent grăsime corporală pe o femeie va arăta destul de diferit față de cum ar arăta același procent de grăsime la un bărbat. Deci de la fata asta cu burtă, unde a început, a ajuns la o fată mult mai estetică, o fată care are abdomen definit acum, se văd pătrățelele, deci a pierdut multe procente de grăsime, aș spune că a pierdut undeva la 5-6% de grăsime corporală. Încă se vede că are picioarele nu chiar atât de striate, dar nici nu este nevoie, trebuie să fie sănătoasă și arată foarte bine la momentul actual, mult, mult mai simetrică și chiar se vede transformarea că a fost una grea. Chiar sunt curios să ne spună cât are în braț, mai mare decât al multora dintre noi. A zis că ăsta este progresul de cam 2 ani de zile, cam așa, cu alimentație serioasă, adică a început să mănânce bine, de-aia pun mereu accentul pe trebuie să mâncăm bine, dacă vrem să arătăm bine. Are în jur de 58 de kg acum, înainte tot pe acolo avea, deci a dat câteva kilograme de grăsime jos, a pus și de masă musculară, are 18 ani, ce tare, felicitări pentru transformarea asta, una chiar care merită lăudată, nota 10, lăsați-mi în comentarii ce părere aveți de transformarea ei și dacă credeți că are brațul mai mare decât noi. Următorul este Antonio, care ne-a trimis o poză cu el la început, din nou, la fel, slab, destul de înalt, cu o structură mică. La a doua poză aici spune că începuse să meargă la sală. Din câte văd, deja începuse să prindă o formă de V-taper, deci avea o genetic bun. Totuși nu se încordează el foarte bine, pentru că probabil nu știe să facă chestia asta. Îmi place că îi se vede trapezul bine, îi se văd aripioarele bine, are omoplații destul de striați și este genul acela care nu pune foarte multă grăsime, da? Poza asta din față are umeri rotunzi, picioare relativ măricele, sincer din unghiul ăsta chiar pare că are picioare destul de măricele. Brațele din nou au crescut, nu au rămas chiar așa de flabby, de skinny. Chiar îmi place forma asta. Da, uite, când ne-a dat o poză și cu picioarele, arată foarte tare, uite, are și un naka acolo, 47 tatuaj. Forme foarte bune, probabil fotbalist, ceva. Și a zis că așa arată la 14-15 ani și a zis că așa arată el acum, la 16 ani. Și a ajuns de la 55 de kg din poza de sus la 66 de kg, ceea ce mi se pare foarte tare, felicitări Antonio. Îl avem aici și pe Octavian. Și Octavian, sincer să fiu, în poza asta văd că are multe cupe în spate, nu știu de la ce anume, dar în poza asta mi se pare un copil destul de gras. Din nou, eu numesc situația asta în care este el obezitate. Se vede că are și un început ginecomastie, deci se vede că estrogenul este destul de ridicat în corp, ceea ce nu prea e bine, mai ales la vârsta lui. Și a zis că avea 14 ani și aproape 100 de kg, deci obezitate. Obezitate. Și asta este
O poză, nu-mi dau seama. Aici putem să vedem și burta lui din profil. Cred că îl deranja prin tricou. Și credeți-mă, atunci când ai burtă, băi, e n-aș pare de tot că ți se vede prin tricou. E proeminent așa. Și a zis că o să te uimească ce urmează să vezi. Văd un bărbat în toată firea, un Mr. Giga Chad. Deci a crescut mare, s-a făcut puternic și pe lângă asta acum a pierdut foarte multe kilograme de grăsime și a pus de masă musculară semnificativ de mult pe el. Uitați-vă la abdomenul ăsta. Deci îți vine să crezi că copilul ăsta din poza asta a ajuns să aibă abdomen? Îți vine să crezi chestia asta? Mie nu prea îmi vine să cred, dar mă șochează și mă surprinde plăcut să văd că există potențial și există dorință de schimbare și uite că a reușit Octavian să facă toate lucrurile așa cum trebuie încât să ajungă într-o formă extraordinară. Cred că se vede destul din pozele astea, Octaviane, e prea șmecheră transformarea. Te felicit din toată inima mea. Lăsați-mi în comentarii ce părere aveți despre transformarea asta lui Octavian, dar mie chiar îmi place maxim. Următorul băiat pe care îl avem este Florian Toader, cred că îl cheamă sau ceva genul. O poză cu el de când era mai mic, destul de grăsan așa ca băiețel, poate chiar aș spune destul de obez. Văd că pune foarte multă grăsime în zona aceasta a picioarelor și a burții și în cămașa asta chiar pare că este foarte, foarte gras. Și la față, desigur, destul de rotunjor, așa este când ești mai gras. Ai fața aceea foarte rotundă și bloated, umflată, stilul cum o am eu acum pentru că am avut răceala. A zis că avea 16 ani și 106 kg, deci foarte multe kilograme. În poza asta este el după ce a dat o cantitate destul de mare de grăsime și este mult mai estetic. Deci un vitei păr, da, mult mai bun, umeri mai mari, piept mai estetic, formă mai bună. Încă mai are niște grăsime probabil să piardă, dar deja este pe calea cea bună, adică se vede. Are 73 de kg acum. Îmi place maxim cum arată forma asta și tot. Felicitări, rege, chiar o transformare de nota 10 și asta. Să-mi lăsați în comentarii ce părere aveți despre Florian, că mie îmi place maxim transformarea asta. Acesta este Mario. Salutare, Tony, aș vrea să-ți adresez o întrebare. Eu am 14 ani și am început să fac karate de un an. Deci vine de la băiețelul acesta din nou, destul de obez. Și v-am spus că este foarte periculos să fii copil, pentru că nu realizezi ce înseamnă să mănânci atât de multe prostii și nu realizezi situația ta în care ești, adică nu realizezi care sunt efectele adverse a fi gras și a fi foarte plinut. Ești prea imatur ca să-ți dai seama de toate chestiile astea, de-aia părinții ar trebui să se uite la tine și să aibă grijă, dar de multe ori nu o fac. Poate pentru că și ne iubesc prea mult și vor să ne dea mâncărică și na, asta se întâmplă. Deci un copil destul de grăsan și în următoarea poză a slăbit semnificativ de mult, s-a și înălțat, are acum pătrățele vizibile, umeri și brațe mai măricele, da, deci mai rotunde și pieptul o formă mult mai bună. Astea sunt toate pozele. Pot spune că este o transformare destul de frumoasă. Ai putea să-mi spui dacă e vreo problemă dacă mă apuc de sală de acum? Pentru că senseiul meu mi-a zis că nu e ok să fac sală de acum. Chiar nu văd care ar fi problema să faci sală de acum atâta timp cât faci sală așa cum trebuie și ridici greutățile cu formă bună și ai grijă la tot ceea ce faci pe acolo să nu te distrugi. Voi ce părere aveți, băieți? E ok să te apuci de sală de la o vârstă mai mică, gen 15-14 ani? Absolut, dacă faci totul cu formă bună și nu ridici greutăți foarte mari încât să te paradească. Dar de ce să faci sală când poți să faci calisthenics? Mai ales la vârsta ta. Următorul băiat este Andrei Glodeanu și hai să vedem. Salut, Tony, am 21 de ani, 1,73 și la finalul lui februarie fac 2 ani de sală. Când m-am apucat aveam 53 de kg și acum am 67. Așa arătam când m-am apucat. Ok, deci ăsta este el la 57 de kg, un băiat foarte slab, cu structură osoasă lunguiană, să zic așa. Are structură foarte frumoasă, dar nu știu dacă mânca ceva aici, deci cred că nu mânca deloc, nu știu ce se întâmplă. Aș putea spune că o dădea chiar în anorexie și e mult mai mare, se vede că a pus masă musculară și uitați cât de mult înseamnă să pui masă musculară pe o structură frumoasă. Are structura aceea de mare aici în numeri, da? Deci se vede că are talia mică, picioarele frumoase, la fel și ele estetice. Chiar felicitări, rege, pentru transformarea asta, pentru că ai un genetic bun și era păcat de el să nu profiți de el. Și pieptul chiar este foarte simetric. Și că nu eram pompat în poze, le-am făcut la rece. Deci el este next level, da? Andrei, felicitări pentru transformarea asta. Dacă și voi sunteți slabi și sunteți în aceeași situație în care nu aveți nici măcar grăsime și nici măcar masă musculară, începeți și mâncați. Credeți-mă că dacă mâncați destul și mâncați destulă proteină și da, e ok să iei proteine de la orice vârstă, nu contează, și să ții și suplimentele de care ai nevoie și să faci antrenamentele de care ai nevoie corecte și să mănânci destulă mâncare, pentru că și mâncarea este foarte importantă, cu siguranță vei atinge cea mai bună formă a vieții tale. Hai să-l vedem. Un băiețel destul de slab, tot așa
stilul acesta românesc de lunguian, ceva average, cred că așa am arătat cam toți când eram mici. Aveam 13 ani, 50 de kilograme, toți râdeau de mine că eram prea slab, așa că m-am decis să mănânc bine și să mă antrenez cum trebuie. Câți oameni nu au râs și de mine și cred că și de voi, cred că toți am avut mereu persoanele alea care lasă-mă că nu faci tu nimic, că nu o să te apuci, cu siguranță nu o să ai rezultate. Dar uite că ușor, ușor noi am folosit vorbele astea ca motivație să ne ținem de antrenamente și să atingem cote maxime în rezultatele pe care noi le avem. Îmi place că a pus masă musculară pe spate și se vede că are o talie destul de mică. Se vede că i-au crescut și triceps și capul ăsta lung de aici din spate se vede chiar frumos. Aici în poza asta nu știu care este el, probabil mai are un frate. Dar cam atât, nu pot să văd mai mult de transformarea asta, nu pot să dau o notă, sincer să fiu, pentru că nu prea pot să văd schimbări multe. Vreau să-ți mulțumesc pentru motivații și sfaturi, Dumnezeu să te binecuvânteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze și pe voi, sunteți și mai tari. Fără Dumnezeu, siguranță nu puteam să facem mai nimic din ce am făcut noi până acum. Următorul băiat este Andrei Ciochină și spune așa: am 19 ani și fac calisthenics de când aveam 13. Doar că am făcut mereu pauze, nu am luat niciodată treaba asta în serios până acum 3 luni când m-am apucat pe bune. Am 60 de kilograme acum și am pornit de la 55. Alimentația nu e încă pusă la punct, dar am de gând să fac anul ăsta totul cum trebuie. Poza asta este din februarie 2020. Cred că spune. Nu prea pot să-mi dau cu părerea din poza asta, dar avea destul de multă masă musculară pentru început, este destul de mult, are biceps aici mare, probabil a folosit brațele la ceva. Văd că ne-a dat un videoclip în care se încordează. Ok. Deci asta este masa musculară pe care el a pus-o în decursul la câteva luni de zile și ne-a lăsat aici un videoclip în care se antrenează. Da, se vede că are genetic destul de bun și că s-a antrenat destul de bine. El are tot așa un genetic destul de bun pentru V-taper. Ia uite, cred că aici face tracțiune. Oh, nu, e pe calisthenics ca lumea. Foarte tare. Da, îmi place că are o structură destul de frumoasă. Asta este tot doar din calisthenics, la sală nu merg. Ia să vedem dacă ne arată și un back lever aici cu spatele. Oh, da, bravo, și un back lever cu formă bună, felicitări. Pentru back leverul ăsta dau nota 10. Și masă la cu avânt, da, este. Și un one leg front lever, aproape one leg front lever, felicitări, nota 10 pentru toată chestia asta. Sebi Marian, salut, o să-ți trimit și eu transformările mele în decursul a 7 luni. Forma asta am început. Deci un băiat destul de slab, din nou, eu numesc chestia asta anorexie, mie mi se pare că era destul de anorexic și a zis că așa arăta la 3 luni după prima poză. Deci aici deja a început să se antreneze și se ținea destul de bine de treabă. Se vede că în 3 luni de zile a pus masă musculară pe el, ceea ce este foarte tare, felicitări pentru transformarea asta, Sebi. Și în 3 luni de zile chiar te-ai schimbat radical, adică gata cu anorexia aia. Și a zis că apoi mi-am pierdut motivația și după o lună am mai slăbit puțin și arătam așa. Deci iară intra într-o zonă periculoasă, se ducea în direcția cealaltă, ceea ce nu prea e bine, mie nu-mi place. Dar dacă ar fi să aleg între un corp mai plinut sau un corp mai slab, adică la modul anorexic, cred că aș alege mai mult corpul acela puțin mai plinut, pentru că măcar știu că are resurse corpul, da? Deci poate să trăiască. Și a zis că apoi m-am reapucat și după 22 de zile am ajuns înapoi la o formă decentă. La spate nu prea pot să văd din poza asta de mult. Așa arăta spatele meu și m-am apucat intens de lucrat spate și după o lună cam așa arată. Da, deci aici în poza asta se vede deja că prind la formă și începea să revină masa musculară. Uite, brațe destul de lunguiene dacă vă uitați așa la el și pe spate. Uite, aici în poza asta chiar se vede pe, mai ales pe romboid și de asemenea și pe trapez. Pe forma asta am reușit să o am la sfârșitul verii, apoi iar m-am prost și am luat o pauză până noiembrie. Până m-am decis să mă reapuc și să mă pun pe bulk. La momentul de față am 15 ani și 50 kg. Dar nu înțeleg cum poți să-ți pierzi motivația. Fraților, voi vă pierdeți motivația? Tu acum care te uiți, cum te ții motivat? Cum îți pierzi motivația sau cum îți ții motivația? Asta este cea mai bună întrebare pe care ți-o pot pune. Pentru că nu este vorba doar de motivație, e vorba de disciplină. Și eu de multe ori n-am chef, dar totuși o fac. N-am chef să mănânc sănătos, n-am chef să mă antrenez, n-am chef. Bărbații adevărați nici n-au nevoie de chef. Țin să menționez că la început aveam 41 de kilograme și sunt foarte mândru de mine și de evoluția mea. Vă urez succes tuturor și nu faceți greșeala să vă lăsați ca mine, aș fi avut o formă mult mai bună. Și ce a zis Sebi aici este aur. Nu vă lăsați ca și el, țineți-vă de treabă. Da, la 15 ani mai e o grămadă de timp, Sebi, suntem cu tine, nota 10 și pentru transformarea asta, bravo, Sebi. Îl avem aici și pe Eduard Duțescu, cred că cheamă, un băiat la început, cu o săptămână înainte de sală, zice el. Un băiat destul de slab, exact așa cred că am arătat toți când eram mici și cu o structură destul de lungă. Nu știu la câte săptămâni a stat după sală, dar deja a început să se pună masă musculară. A
început să pună pe piept, pe umeri, pe biceps și putem să vedem chestia asta, ceea ce mi se pare foarte tare. Se vede că a crescut spatele, mai ales trapezul și romboizii, semnificativ de mult. Brațele parcă rămăseseră cam la fel. Mamă, și ce spate a făcut după 3 luni, că rămân șocat aici. Băi, deci newbie gains chiar sunt adevărat. Felul ăsta în care crești atunci când ești începător e extraordinar de mare. Are venă pe spate, pe 3 luni de sală. A pus semnificativ de mult, dar spatele la el e grupa cea mai puternică. A început să pună și pe brațe ca lumea. După un an jumătate, a zis că nu a ținut o dietă anume, nu și-a calculat calorile, macronutrienții sau toate astea. Putea să aibă rezultate mai bune dacă își măsura caloriile și toate chestiile astea? Cel mai probabil că da. Dar eu am revenit cu un update la transformarea mea. Asta este începutul lui, da? Talie destul de mare, nu foarte multă masă musculară, surprinzător de puțină masă musculară, dar totuși cu câteva forme din geneticul pe care s-ar putea să-l aibă. În a doua poză vedem deja că s-a înălțat și faptul că s-a înălțat și s-a dezvoltat destul de mult, l-a lovit pubertatea. Este mult mai estetic și îmi place să văd chestia asta, îmi place să văd cum se dezvoltă oamenii și îmi place când îmi spuneți și câte kilograme aveți. Lăsați-mi mereu kilogramele. Spune că aici este în iulie 2020 și avea 65 de kilograme. Nu era foarte proeminent abdomenul în poza asta, poza asta cu tricoul albastru, dar totuși se vede că e un genetic acolo care urmează să fie unleashed, da? Deci scos efectiv din potențialul lui. A început să pună mai multă masă musculară, așa, cam așa îmi dau eu seama că a început să pună masă musculară. Și a zis că aici eram după 2 luni antrenament acasă, deci a început să antreneze acasă, plus judo. Avea 63-64 de kilograme. Slăbeam în 60 pentru naționale de judo, unde am ieșit campion. Mama, a ieșit și campion la judo. Este un multi-sport guy. Și nu știu ce s-a întâmplat aici, în poza asta. Cred că s-a definit foarte tare. Bă, dar arată fenomenal de bine. Adică se vede ca lumea rău de tot bicepsul. Venele astea cum se conectează pe umăr, chiar e foarte rar să vezi așa ceva. Pe lângă faptul că are abdomenul striat, are și foarte multe vene. Nu mi se încarcă videoclipul ăsta, nu știu de ce, dar băi, deci are vene exact cum am avut eu înainte de concurs. Ca să ajungi acolo, îți trebuie destul de multă dorință și voință, că nu prea poți sta foarte mult timp. Te afectează destul de mult și mental și fizic. Chiar mă minunează pentru că îmi dau seama cât de multă muncă e la mijloc aici. Deci transformarea asta mi se pare cea mai tare de până acum, pentru că băiatul ăsta a ajuns într-o extremă, adică într-o extremă de definire și chiar îmi place chestia asta. Și a zis că acum are undeva la 68 de kilograme și 1,79. Fac judo de performanță și sală, tot mai motivat să mă apuc de antrenament acasă și am ajuns unde am ajuns. Sper să ajungă video să-i motivești pe ceilalți. Cel mai important este să fii consistent în ceea ce faci și să ai rezultate. Așa este, consecvența este cea mai importantă și de fiecare dată vă zic, important este să faci acolo puțin zi de zi. Chiar dacă nu faci tu foarte mult, nu trebuie să te duci la sală să te omori 4, 5, 10 ore în continuu, important este să te apuci și să faci ceva, pentru că dacă faci ceva, mereu compound, adică se adună totul și o să-ți ofere rezultate extraordinare. Putem să vedem asta la Darius, deci mie mi se pare cea mai tare transformare de până acum. Lăsați-mi în comentarii. Următoarea transformare o să te șocheze efectiv. El este Darius și îmi zice așa: salut, asta este transformarea mea în 8 luni de sală, de la 45 de kilograme la 50 de kilograme. Aici în poza asta arată ca un băiat normal, da? Deci are pieptul mic, brațele lunguiane, slab, pătrățele de foame, cum am putea să le numim. Dar când ne uităm în următoarea poză, deja ne dăm seama de ceva puțin mai rar, anume umeri foarte, foarte rotunzi. Pe lângă faptul că are umeri rotunzi, are pieptul simetric și pleacă din umeri, adică chiar se conectează foarte bine cu umerii. Din nou, la spate are niște dorsali de nota 10 și niște dințați, pentru că vedem aici cum are dinții aceia, da, care se conectează pe oblici, deci foarte, foarte frumos. Și vreau să zic că băiatul ăsta, dacă ar mai pune chiar mai multă masă musculară decât are acum, ar ajunge foarte departe, la modul, băi, ai un genetic extraordinar, frate. Chiar mă bucură să văd cum arată băiatul ăsta. Aș da nota 10 cu felicitări. Chiar mi-ar fi plăcut să dea mai multe poze și să vorbească mai mult la câte kilograme acum, dar și acum arată senzațional de bine. Felicitări, Darius. Lăsați-mi în comentarii ce părere aveți despre transformarea lui Darius. Mai avem aici pe Bogdan, care este încă un exemplu de genetic foarte bun. Și acum o să înțelegi de ce. Deci el, asta este în prima poză când s-a apucat de sport ca lumea. Și putem vedea deja că avea masă musculară. Avea oblici, avea abdomen, avea biceps și chiar și umeri. Formăm pozele celelalte de mai jos, unde îmi zice el că, salut, progresele de anul trecut chiar au crescut. Păi, normal că au crescut, dar și motivația contează mai mult acum. Deci voi vedeți cum a ajuns băiatul ăsta să aibă umerii, bicepsul, pieptul și abdomenul. Deci arată incredibil de bine, deci că are geneticul lui Bucky, efectiv. Spatele, să nu mai zic, la fel are dinții aceia pe abdomen foarte bine și proeminenți,
foarte bine dezvoltați, vreau să zic, el avea masă musculară, frate. Tu îți dai seama? Păi el a plecat la level 5, mă. El a plecat dinaintea noastră. A plecat dinaintea tuturor. A zis, bă, eu, aia, sunt binecuvântat. Decidem la sfârșit ce băiat are cea mai tare transformare. Îl avem pe Robert, Florea Robert, mai exact, care ne-a trimis o poză. Trebuie să ne dăm seama care este el din aceste trei poze. Probabil știți pe Robert deja. Dintre băieții ăștia trei care stau aici și mănâncă, unul se uită, iar ceilalți doi mănâncă. Cum pare eu că Robert e ăsta care se uită, nu? Deci este un băiat slăbănoc, pe bune. Exact cum am zis, frate, exact average-ul acela român. Pentru că așa arată 95% din populația tinerilor din România. Nu știu de ce, cred că e gena noastră de români. Asta este poza din 2009, da? Deci sunt foarte mulți ani la mijloc care au trecut, în care Robert a putut să progreseze și să ajungă, ghiciți ce, în forma asta de Mr. Olympia. Efectiv, campion european IMBA, sau nu, campion mondial, mă scuzați, campion mondial IMBA, da, deci este sportiv natural, este într-o formă foarte bună în poza asta, este chiar, cred că, în ziua în care a câștigat mai multe titluri și vreau să îl felicităm pentru forma în care a ajuns. Păi, deci chiar mi se pare bine, rău de tot, uitați-vă ce picioare are striate și ca să poți să ajungi la forma asta, cum pare eu că a trecut prin tot iadul ce am durat ca să ajungă în forma asta natural, pentru că atunci când ești sportiv natural și nu folosești substanțe, deci niciun fel de substanțe, corpul tău nu vrea să ajungă acolo. Deci ar vrea să moară, nu? Teoretic, corpul are ca scop să supraviețuiască, nu să moară. Vreau să-mi lăsați în comentarii ce părere aveți despre transformarea lui Robert, da? Deci din poza asta de aici, de sus, de la unde e copilul ăsta care se uita la aia care mănâncă chipsuri, la copilul ăla care a ajuns să ia chipsurile, înțelegeți? A ales să dețină firma de chipsuri, ca așa vrea el. Nu-l întreabă nimeni ce vrea să facă, pentru că el e bossul boșilor, e the final boss. Chiar nota 10 și pentru transformarea asta. Cea mai grea chestie este cui dăm bani. Premiul trebuie să fie decis, oare cui îl dăm? Deci lăsați-mi în comentarii cui oferim ăștia 50 de lei, care credeți voi că a avut cea mai tare transformare și care credeți voi că îi merită cu adevărat. Vreau să fiți sinceri, vreau să sar eu acum și să ofer cuiva, pentru că pe urmă o să ziceți, bă, dar nu merita ăla, merita celălalt. Și nu uitați să mă urmăriți pe Instagram, pentru că acolo anunț de fiecare dată când fac transformările abonaților. Dacă nu ai apărut astăzi în videoclipul de transformările abonaților, nu te supăra că vei apărea în următoarele cu siguranță, doar stai acolo aproape de mine pe Instagram și atunci când anunț eu, trimitem transformările tale foarte tari. Nu uita să folosești codul Tony12 pe Genius dacă vrei să primești reducere la toate suplimentele de acolo, de pe site. Sunt foarte calitative, foarte gustoase și în același timp poți să-ți facă viața de 100 de ori mai ușoară, mai ales proteina, pentru că nu mai stai să mai gătești atât de mult carne, pentru că este destul de greu să ajungi la alea 2 grame pe kilogram corp de proteină doar din alimentație. Așa că până data viitoare, eu v-am lăsat. Calisthenics is power. Dă-ți niște zei. Pa, pa!